Uite, prieteni, noi suntem cu treabă de dimineață, deja ne-am apucat, pentru că trebuie să facem, în primul rând, dar în al doilea rând avem și niște invitați în seara asta. Și numai bine, asta e ocazia ca să facem un pic aici la parter, că n-am mai făcut așa în deamănuntul, Adrian și-a pus clămiță. Că în ultima perioadă Emma și cu Jayden tot vin la mine seara și cu ele și eu stau aici și ei vin și îmi pun tot felul de clămițe în păr. Bine, noi trebuie să ne apucăm să facem. Știi ceva? Stai să șterg un pic acolo cu Brill Bright, că acolo am vărsat eu niște cafea. Și o să punem doar ăsta. Cred că am să caut pe Emago unul, pentru că noi încă n-am reparat mașina ca să putem să mergem și noi la Ikea să luăm un din ăsta. Așa că am să mă uit la Emag sau să mă uit direct la Ikea, Adrian, că trebuie să-i luăm lui Emma un scaun de computer și poate luăm și scaun și iau și o din asta de pus. Am să șterg acolo. Jayden, las-o pe ele. Eu între timp mă pregătesc că mâine plec la Sibiu. Uite și se joacă. Și suntem așa cu pregătirile. Să știți că nu e așa de aiurea cum arată. Pur și simplu am vărsat cafea cu proteină, de aia arată așa, că proteina are o culoare mai închisă, dar am să o șterg acum cu Brill Bright, șterg un pic și canapeaua și după o să punem chestia aia și o să miroase mai fain. O să dea doar un pic Adrian cu aspiratorul și o să spălăm un pic cu spijul, o să am să dau cu parfum de țesuturi pe asta și o să fie fain. Hai să ne apucăm, da. Ce faci? Vin invitații noastre și trebuia să mai reîmprospătez un pic baia și am spălat-o cu produsul ăsta de baie. Chiar mă miram că nu se depune calcar, că așa de calcar, așa de calcaroasă e apa din zona asta. Da, a rămas așa curat că trebuie să încerc voi să fac dușă. Să ud geamă ăla. Ei, nu, că partea la altă curge oricum de la sine și o să fac, da. Că se, nu se mai depune la fel, știi? Când am venit era mai... Avea nevoie de atenție, dar am dat și am terminat acum de curățat aici și mă pun să șterg pe jos, doar acum acolo de spălat pe jos și pun aici astea. Periuțele noastre mai lipsine la baia asta pentru că e mai puțină gălăgie și aici stau mai mult. Da? Am șters, uitați, lună! Lună și nu-ți iau o grămadă, ți-a așa de puțin timp să faci curat cu produsele. E tot pur și simplu pentru tine doar. Da, mă las cu faci, nu prea mult publicitate. Du și le arată... Du și le arată... Du și le arată brioșile care le-am făcut în live. Eu am mai făcut și live azi. Făcând Monica live pe TikTok și am făcut niște brioși. Uitați cum a ieșit. Da, mă, uite-alea că cum arată. Uite-alea cum arată. Da, mă abțin să nu mănânc, pentru că aici avem aluatul ca să facă pizza. Uite aici, prieteni, am terminat de făcut canapeaua, arată impecabil, am șters-o cu Brill Bright, miroase superb, o să dau un pic și pe covor ca să reîmprospătăm. Și mă pun acum să mai șterg un pic pe pereți, pe unde mai este mizerie. Și uite așa se prezintă situația aici, da, eu mereu cu Brill Gris dau și apoi șterg și rămâne impecabil. Așa, pentru că altfel nu rezolvăm treaba. Și ștergem totul ca să fie curat. O să trebuiască să se și usuce, că aici varul e un pic mai de proastă calitate și se cam și ea, sincer. În Anglia aveam un var foarte bun, care noi îl dădusem. Aici ai... uitați să ia varul, dar nu este vina produsului, să știți că e vina varului. Că am avut și var bun. În fine, o să se usuce după și o să arate foarte bine. Eu mai am de curățat până sus, mă apuc și apoi mă duc să-mi fac și ceva de mâncare. Aici o avem pe Emma, care își face niște lecții. După cum știți, să le facem homeschooling și facem lecții de acasă. Acolo e profesoara care explică. Chiar dacă e luna august, noi ne luăm vacanțele mai diferit față de normal. Facem lecțiile mai diferit. Now,
what if I needed to go talk to the mayor in City Hall? What direction should I travel to go to City Hall? Good, lots of smile students watching you. Asta e prânzul. Am să mănânc întâi brânza. Este brânză Baby Bell cu proteine. Un pic de roșii cherry și un ceapă verde. Și castravete un oțet. Pe desare un pic de ulei de măsline. Asta este prânzul. N-am să reușesc, nu cred că am să reușesc să-l mănânc tot. Este cam mult pentru mine. Dar încep cu brânza, că aia e cea mai importantă. Și apoi după mă apuc de treabă. Ema! Ema! Hai să și tu, Ema, să zici. Ema, să zici. Ema, să zici. Uite-le cu ce burtă are de la pizza. Gata, pizza s-a terminat. Acum, desert. Și Jayden, îți joci și Jayden? Și Jayden. Ok. Parc să parc. Da, nu știu. Ce le-a venit în cap? Da, ce vezi. Dar veniți mai aproape, hai, mai aproape cu mândin. Ai grijă să nu lovești. Ce i-ai făcut? Veronica de stă la tine. Eli care nu stă la nimeni. Acolo e cel mai bun de codiță, altfel n-are. N-are păr. Ea care are părul de bebeluș, la ea n-am avut nevoie să-l tund, că nu i-a picat părul, care ăștia. Scoate după, îl scoate. Tu ai ceasul? Da. Ceasul Veronica, stai că nu se vede. Și după vrea să-l pui înapoi după. Hai, ce mai lung. Acum a fost și ea mine, a să găsesc una. Încă una? Vai de-mi. Și Ema, după aia vă duce să stați un pic și vă jucați, ca să mai vorbim și noi ca oameni mari aici, da? No, bun, hai. Aici, partea asta, să ți-l fac. Ah, acum să joace și el cu ceasul. Da, aici vezi să nu-l strici, da? Fac și eu la pară, ce-i da? Îți place ceasul? Dar de ce-ai scos? De ce-ai scos? Trebuie să-l așa. Da, e așa face, non-stop, deci degeaba el pui. Și după vrea să-l pui înapoi. Da. Iarăși. Așa e? Dar nu mai zis să-l pui. Da, l-am scos cu ața. Și să vezi că mi-au zis oamenii că, Doamne, ăsta e, nu știu, duci la dentist, dacă trebuie să scoți și, Doamne, cum, duci la dentist pentru să te tinești cu ața și să-l scoți? Eu zic că eu mi-i scoteam singur, abia acceptam. Mai trebuia să-mi zic că e child abuse, abuse și că i-a scos tine. Da, să facem nimic. Da, am și filmat-o cu consimțit, o zis că vrea, știi, am filmat-o, că așa i-am făcut, am filmarea cu Andy, când i-a scos. Gata, primii noștri oaspeți în casă. Mulțumim! Ața, a fost bună pizza. S-a terminat. Bun, gata, Eli s-a săturat. Zici bye-bye? Zici bye-bye la signora? Bye-bye! Nu mai vei bebeluse lui mama. E supărat, obosită. Bun. Bye-bye, tati. Bye-bye. Ne vedem după. Cum și eu să mă pregătesc de Zoom. Da. Pa frumoșo, pa. Zi, pa, pa. Pa. O plecat? Gata. Bye, bye. O plecat. Bubui. Ha. Hai, închide poarta încet. Închide poarta încet ca să nu se audă. Și mergem la Nani Nani, da? Încet. I'm gonna wash your hair tomorrow. Da, că acum ți-o făcut părul, Veronica. E că mami trebuie să lucreze seara asta, are mama sub. Hai!
Hai că mâine ai să ai cupcake, care o fac cu mami. Sus! Prieteni, hai că vorbim aici un pic cu voi la final. Adrian stă relaxat, că e târziu. Da. În sfârșit am avut și noi primii noștri oaspeți în casă, să zicem așa. Au mai fost oameni care au venit că trebuia să ne aducă ceva sau trebuia să ia ceva sau chestii de genul acesta, dar nu am avut la masă, așa. Am avut două VIP-uri. Da, trebuie să zic că am avut VIP. Nu că se simt ei, să știți, că sunt foarte modești, dar a fost fain să-i avem, că ne cunoaștem cu ei și chiar a fost așa plăcut să mai vorbim. No, Veronica lucrează și cu mine la Șogan, deci a fost bun așa împreună. Ce m-a mirat pe mine foarte mult este că Eli o lăsat-o pe Veronica, nu a protestat să urle, o lăsat-o să o ia în brațe, la un moment dat în bucătărie, o luat-o ea pe sus, deci... Se jucau. Eli nu stă la nimeni, deci Eli nu se joacă cu nimeni. Și după făceau jocuri, le-ați văzut și voi, că îi trimitea Eli, lui Eli i-a venit în minte, că să vină și Emma, s-o gândele și pe Emma și după să le ia și pe Jayden. Și ea Eli dădea rândul, îi spunea ea care era rândul. Deci copchil din un an și 10 luni făcea ea regulile jocului. Deci asta mi s-a părut extraordinar. Și faptul că ea stătea, Eli stătea să joace cu Veronica. Că Emma și cu Jayden, da, ei se joacă cu oricine, că ei abia așteaptă un pic de atenție. Dar a fost așa, interesant să vedem. Și am zis și ei, că uite, vezi ce trag la tine copii. Mai ales Elisu, că zic, uite, am babysitter. Da, așa că a fost bine. Pizza a fost foarte bună. Foarte. Au mâncat copiii, au mâncat și brioșe. Am să vă arăt după la final brioșele, că le-am făcut pe un live pe TikTok și... Am vrut să fac cheful, cum îl fac eu, dar nu aveam tăvele de chef pentru că le-am aruncat din UK când le-am, pentru că erau ruginite și erau stricate. Le aveam din Italia, le aveam de mulți ani, foarte mulți ani. Și eu trebuie să le arunc, dar am uitat să-mi cumpăr altele, în păcate. Și cred că le-am aruncat, nu? Eu așa știu, că nu le-am în cuptor, deci nu cred că le-am pus în altă parte. În fine, asta a fost cu invitații noastre, a fost fain, am reîmprospătat foarte, foarte fain, deci chiar pur și simplu cu un produs de reîmprospătat țesuturile și așa, am reîmprospătat. Acum e leacă din nou mizerabil, că vă dați seama că a durat, dar bine, că am cu ce rezolva și na, a fost ok. Ce au fost schimbări, ce a trebuit să fac, eu v-am spus că ar fi trebuit mâine să plec în Sibiu, dar... Nu mai plec, că nu mai erau blocuri. Eu m-am uitat și am zis că las, că îmi cumpăr eu bilet cu o zi înainte. Ei, na, s-o credeți voi că biletele care le cumpere sunt cu loc pentru trenurile care merg spre Sibiu. Deci nu sunt fără loc. Și n-am mai găsit loc. Deci n-am mai găsit loc deloc, nici joi să fi plecat, nici vine, nu mai erau. Și m-am uitat, eu ar fi fost o ceva variant cu autocar, dar sincer mi-imigrați în autocar și merg și eu și Emma, nu o să merg singur. Mă gândeam să merg și cu Jayden, dar nu cred că o să le iau, pentru că pentru el o să fie foarte obositor. Aș fi vrut să meargă și Andy, dar Andy a zis că nu, că el vrea să-și termine, că e in the mood să-și termine școala, că a intrat în orarul lui să-și facă zilnic cum trebuie și la zi și chiar se simte foarte motivat să-și facă. Și Adrian nu vrea să vină cu ele, pentru că nu, el în general e greu cu ea când mergi undeva. Adică dacă mergi, trebuie să stai după ea și nu poți să faci ceva... adică nu poți să faci multe chestii. Faci o chestie și atâta. Și nu știi în ce mood este ea, dacă e de bucuroasă sau nu, și s-ar putea să meargă rău treaba. Da, așa că am zis cu Adrian, știi ceva, poate așa trebuie să fie, că nu trebuie să merg, pentru că de obicei când îi câte o piedică, nu știu, așa am văzut. Am văzut că când se mai întâmplă piedici, mai de obicei îi, pentru că n-ar trebui să fac acel lucru, poate atunci, sau ar trebui să-l fac altcând. Și mi-am luat săptămâna viitoare să merg, așa numai bine, mai am eu de făcut chestii aici zilele astea. Și mă simțeam oricum foarte stresată că trebuia să plec mâine, că aveam și invitați în seara asta, nu terminasem, nu lăsasem acasă tot, ar fi trebuit să spun să vin cumpărăturile vineri și eu nu eram și nu știu, parcă era prea... Mă simt mult mai liniștit acum. Mi-am luat bilet. Da, trebuie să văd o prietenă care a născut bebelușul, l-a născut mai devreme decât trebuia, dar nu cu foarte mult și este ok, dar nu.
cunosc mai devreme și am promis că vreau să o văd și știu prieten care chiar o cunosc de când am început canalul de YouTube, dar n-am reușit să o întâlnesc niciodată pentru că locuia în Germania și acum și în România de ceva timp și uite că e ocazia. Vreau să ne vedem în alte circunstanțe, dar îi las că e bine și așa, când o născut ea și știu că are nevoie să fiu acolo pentru ea. Și am să mai întâlnesc cu altă fată, cu alt prieten, am să mai întâlnesc cu oameni pe acolo care îi știu din zona, așa că dacă sunteți voi de prin Sibiu și vreți să ne întâlnim, ziceți-mi că cu mare drag. Dar nu, asta a fost morala noastră, asta a fost ce am făcut. Chiar era nevoie așa de să ne mai întâlnim și noi cu oameni, că dacă nu rămâne mereu numai noi și nu rezolvăm nimic. Adică stai și te închizi în tine și ajungi să fii doar nemulțumit de chestii, poate supărat în alta și noi nici nu putem să ieșim foarte, foarte mult cu copiii, pentru că, bine, în primul rând nu putem să ieșim acum, că mașina e stricată. Și să ieșim toți, trebuie să luăm două taxiuri, pentru că nu încăpem într-unul singur și deja mergem duminică. Asta este clar, mergem la biserică duminica dimineața după amiaza, luăm două taxiuri dimineața, două taxiuri, ne întoarcem înapoi și deja îi cheltuială acolo și alte chestii, pentru că nu trebuie să mergem la magazin să luăm cumpărături, trebuie să continuăm să luăm prin Freshly, na, asta este Freshul. Dar trebuie să ne vină piesa de la mașină, am comandat-o, dacă vă vine să credeți. Deci, băi, o bătaie de cap să rezolvăm cu mașina, sincer. Deci, în fine, plus că suntem parcă legați de mâini și de picioare cu mașina. E bine că o avem și nouă ne place, numai că e o complicație cu ea. În primul rând, ce e stricat nu e așa de grav și nu e așa de scump, dar cei de la Ford din România ne cereau o sumă foarte mare. Adică e exagerat, mie mi se pare exagerat ce-o cerut mult. Și am tot căutat mecanici și una alta. Ne-a făcut cineva o diagnoză într-un final, ne-a zis că nu e de mecanică, e de electroauto, că e un altceva, o piesă care trebuie. Păi n-am găsit un om, un mecanic care vrea să ne facă. Ori n-aveau timp, ori ei nu fac asta, ori alții nu, că ei nu investesc să ne găsim noi piesa sau să le aducem. Deci eu am rămas așa, zic, bă, dar noi nu suntem mecanici, cum să umblăm noi la mașină, să scoatem noi piesa? Adică scoate o piesă de la mașină. Da, deci mi se pare pe nimeni, nu știu, ori nu știm noi să găsim oameni. Ori am căzut noi din plop din altă țară. Da, ziceți-mi și voi mie, dacă știți voi prin zona Bucureștiului, un mecanic și un electroauto serios, care face treaba? Electrician. Că, sincer, noi am rămas așa, zic, bă, dar ce au oamenii ăștia, nu vor să fac bine, treabă. Am înțeles că ce trebuie să ne facă nouă este un update de software pentru calculatorul motorului, da? ECU, care se pricepe. Și nu o face oricine, nu face mecanicul, nici electrician, o face un electronist, chestia asta. Dar ca să scoți piesa aia de la mașină, trebuie un mecanic sau să o scoată, nu? Că e pe dedesubt. Păi ce, mă pune un amator să desfac mașina, să scot piesa ca să le duc? Da, dar nici că nu avem scule. Am făcut eu la mână, da. Am desfăcut eu. Da. Și e interesant. Sincer, băi, ăia de la Ford ne făceau, dar trebuia să dăm o grămadă de bani. Deci, nici nu vă zic cât ne-au cerut. Deci am rămas așa, că nu o facem. Sau mai este ideea că eu dacă rămâneam pe stradă și mă duceam direct cu mașina la garaj la ei, mi-a rezolvat. Rămânea acolo mașina la ei, nu? S-o rezolvau. Ei, ți-o rezolvau. Rămânea acolo și cine știe. Tot așa, te plasau din mână în mână și da, te puneau să plătești. Fiindcă deja știu care e problema, pentru ei sunt niște bani în minus. Eu știu deja problema și mă duc cu piesa și deci noi stăm puțin banii, cu mașina nu? În curte și nu facem nimic. În momentan mașina nu pornește, trebuie să facem chestia, dar bă, prin cunoștințele noastre, tot din Șogan, am găsit în altă țară un om care ne-a zis de cum să ne luăm piesa, ne-a dat link-ul să ne cumpărăm. Deci ca să de râs și plâns. Și trebuie să vedem că trebuie să o ducem înapoi în septembrie, să o trecem înapoi vama în UK, ca să ne continue asigurarea și să o scoatem. O trecem și o ducem înapoi. Că ai drept 90 de zile. Da, da. Și apoi nu putem să o schimbăm, pentru că nu găsim oricum. Nu mai găsim oameni care să schimbe volanul la mașina noastră. La
mașina noastră. Dar... Pentru că ne-ar consta mai, ne-ar fi costat mai, ne-ar, pentru noi ar fi fost mai convenabil, am zis, băi, hai, ne-ar fost mai convenabil să schimbăm. Pentru că să-mi iau mașină nouă în condițiile mașinii noastre, nu am avea banii aia dacă vin din mașina noastră și să mai pui-o pe lângă. N-ai găsi o mașină la fel de bună cu ce am avea noi departe și mașina. Și noi oricum plătim și rata la mașină. Încă noi mașina, știți și voi, v-am zis că o plătim în rate. Na, până la final de an o să achităm totul, că ăsta e scopul nostru anul ăsta, să ne plătim ce rată mai avem, ce mai avem noi la bancă în Anglia și așa mai departe. Dar... Da, nu am găsit pe nimeni care să mai fac conversia, nu mai vor. Cei că mai sunt care se bagă să facă prin Bulgaria, nu știu, da, mă trezesc când mă duc mașina prin Bulgaria și nu mi-o mai aduce nimeni înapoi. Sau mai sunt, dar se bagă doar la marcele astea, BMW, da. Audi și... Și, da. Sincer, da, nu știm nici noi. Știm că până o să trecem vama și o să o aducem înapoi momentan. Și la începutul decembrie o să decidem. O ducem în UK și o vindem, probabil asta o să fie ce o să facem. O să o ducem în UK și o să o vindem sau o să o vindem aici, dar trebuie să o achităm înainte ca să putem să o vindem normal. Da, deci eu... Ne doare leacă capul, dar în rest ne descurcăm. Dacă n-ar fi chestia de mașină, băi, am fi și noi mai liniștiți, dar... în sensul că suntem liniștiți, legat, așa, dar te ține că, da, nu, uite, nu poți să mergi, dacă vrei să mergi undeva, trebuie să mă gândesc mereu, mă, chiar are rost să mă duc acum în oraș, că mă costă atâta Uber. Nu e exagerat, în România e mult mai convenabil, dar totuși sunt distanțe, adică noi suntem oarecum în afară. Dar e ok, ne descurcăm. Da, asta așa, ca să ne zicem și noi of-ul. Ca să nu știți de ce mașina stă în grădină și de ce nu ne ducem noi la Kaufland sau la Lidl să faci cumpărături. Pentru că nu avem cum. Doar n-ați mă duc cu Uber-ul să cumpăr la Lidl. Păi cât cheltui pe Uber dus și întors, nu cred că îmi lasă aia să umplu atâta în portbagajul lor. Sincer, mai degrabă pun pe Freshly și stăm toți cu toții liniștiți. În fine. Uh-huh. Bine că sunt serviciile astea și putem să ne facem treburile. Bun, prieten, hai că vă arăt cum ieși brioșele și vă salutăm când arăt brioșele și vă salut cu brioșele. Bun, hai la bucătărie. Prieteni, uite, așa au ieșit brioșele mele, deci chiar nu știu ce au avut de s-o umflat așa într-o parte. Nu știu, din cauza că era ventilat cuptorul și s-a umflat așa oarecum, dar astea sunt brioșele noastre. Am mai rămas pentru mâine 4, am avut 12 în total, au mâncat toată lumea, copiii au mâncat de s-au bucurat. Și mai era ceva pizza, stați să văd. O rămas pizza, a pus-o Adrian în printer, zici că e un tort aici. Deci mâine la amiază au pizza și nu trebuie să le mai fac de mâncare, măcar la amiază și cam așa. Asta este bun. Vă salut! Vă îmbrățișez! Vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Azi m-am îmbrăcat mai florală, că îmi stau și mie mai bine rochile. Astea o am de când eram însărcinat cu ele. Mi-am luat-o și comodă, că e chiar plăcută. Nu mă pun eu neapărat să cumpăr, știți, v-am zis că eu până n-ajung la momentul când sunt la kilogramele ideale la care trebuie să ajung, nu mă pun să investesc, încerc să mă descurc cu ce am sau să cumpăr dacă chiar e nevoie, dar uite că încep să-mi vină și mie mai bine niște haine din trecut, așa că e bine. Bun, vă salut că deja ne-am lungit. Ne vedem în vlogul următor. Dacă nu sunteți abonați, abonați-vă. Dacă nu ne urmăriți pe TikTok, Români în Anglia. Dacă nu ne urmăriți pe Instagram, Români în Anglia. Dacă nu ne urmăriți pe Facebook, găsiți totul în descriere și vă aștept cu drag. Dați un follow, dați un like aici și o abonare. Și ne vedem. Pa, prieteni!